Bine v-am regăsit! Astăzi vorbim despre impactul conturilor de socializare asupra psihicului copiilor. Ce se întâmplă, de fapt, cu copiii noștri atunci când stau foarte mult online, mai ales în această perioadă de pandemie, când am stat foarte mult în case și totul s-a schimbat. Alături de mine este psihiatrul Luminița Mihai, care ne va spune cum să gestionăm o astfel de situație acasă. Așadar, doamna doctor, noi ca adulți, ce ar trebui să facem pentru copiii noștri ca să nu aibă un impact major, totuși, asupra psihicului lor? Aș face o diferențiere între copiii mici, da, și adolescenți. Copiii mici, și mă refer la perioada de un an, doi, trei, patru ani, copii care primesc telefonul ca să mănânce, li se pun desene animate, YouTube, alte lucruri, televizorul care merge 24 din 24 de ore, da? Aici găsim următoarea problemă. Copiii aceștia au întârziere în dezvoltarea limbajului, da? Au dificultăți de comunicare cu părinții, da? Și discutăm despre ceea ce se cheamă autism virtual. În Franța există lege că până la vârsta de 3 ani copiii nu au voie să vadă telefon, tabletă, televizor. Exact, un lucru extraordinar. Exact pentru acest lucru. Dacă trecem la categoria mai mare și care sunt deja experți în mânuire a telefoanelor, a tabletelor, tot ce doriți dumneavoastră, impactul este major. Ei trebuie să stea la școală. Există copii și adolescenți, de fapt, care nu mai ies din casă cu zilele stând să se joace. Și câte 24 de ore pe jocurile online. Pe partea cealaltă, nemai existând relațiile între ei, simt nevoia să intre pe Facebook sau TikTok sau pe, da, Instagram, sau pe Instagram. Da? Fetele își fac tot felul de poze care de care mai, poate nu tocmai pentru vârstă, dar nepotrivite, care, da. Exact, și care creează imagini false și atunci se întâmplă tot felul de interacțiuni, ca să zic. Distorsionează legătură. Oarecum adevărul, exact, cu ajutorul acestor filtre care tot apar online. Exact. Și este o imagine falsă despre sine. Este un lucru care încet, încet duce la distorsionări de imagini corporale. Avem mai târziu probleme de anorexie, da? Pentru că ele doresc să fie într-un fel. Apare ideația suicidară foarte frecvent, pentru că jocurile astea pot să inducă și așa ceva. Și vă spun în același timp consumul de substanțe. Ei știu foarte bine primul semn pe care le au, dificultățile de concentrare și de memorare. E un prim semn că suntem dependenți. Exact. Și mai ales la adolescenți se vede foarte bine scăderea notelor la școală. Există și foarte multe, atât domnișoare, cât și băieți, care își fac selfie-uri. Le postează, le trimit la prieteni. Aceasta este o tulburare? Încă mai stau, pentru că viața ne-a obligat să trecem în partea aceasta online. Deci acum suntem așa, vedem dacă o acceptăm sau nu o acceptăm ca și tulburare. Bine, dar totuși trecem de această perioadă și înainte de această perioadă online, tot erau persoane care își făceau selfie-uri în continuu. Acum, adică asta ce spun. Ar, nu știu, din punct de vedere al unui medic, ce arată asta la o persoană de genul acesta? Că ne îndreptăm către o tulburare de personalitate. Da, mai târziu și, din păcate, ele pot să accentueze alte tulburări care apar pe măsură ce cresc ca și vârsta. Ne putem da seama de o persoană, bineînțeles, dumneavoastră care sunteți specializată, de o persoană în funcție de contul de socializare pe care îl are sau de cum se desfășoară online? Ne putem face așa o imagine și să spunem omul este așa sau invers? Știți, asta este treaba celor de la resurse umane și trebuie să știți că cei din firmele de multinaționale studiază profilul de pe Facebook, dacă persoana respectivă este adaptată muncii pe care ei o doresc. Cum facem atunci să ne îndreptăm copiii și adolescenții către o viață cât de cât normală, adică să renunțe la conturile de socializare sau la această imagine falsă pe care vor să-și o creeze, pentru că, conform ultimelor studii, foarte multe adolescente vor să-și facă operații estetice ca să arate ca acele filtre. Lucru îngrijorător din punctul meu de vedere. Știți că lucrul acesta și a pornit de foarte mult timp fiind legate de manechine. Da? Da, care în marea majoritate a cazurilor sunt anorexice.
Ceea ce mă întrebați dumneavoastră este rolul părintelui. Haideți să ne înțelegem, părintele lasă libertatea copilului, adolescentului să facă anumite lucruri, dar trebuie să urmărească despre la ce se uită și ceea ce se întâmplă. Părintele trebuie să aibă această capacitate de a vrea să verifice, da, ce face copilul. Apropo de părinți, dăunează în vreun fel faptul că facem foarte multe poze cu copiii sau că îi... Depinde unde le puneți. Îi forțăm așa să stea, ba la un selfie, ba la online, desigur. Haideți să înțelegem un lucru. Cât sunt mici copiii, de-abia așteaptă să-mi stea în brațele dumneavoastră. Nu, mai la adolescență așa. Păi la adolescență este vorba de identitatea lui, care, cum adică să mă pupe pe mine mama la 16 ani? Nu merge. Deci trebuie să acceptăm, este dezvoltarea normală. Când îl interesează sexul, îl interesează identitatea lui, eu sunt egalul părinților. De aceea eu le explic părinților, nu se întâmplă și nu este o problemă că respinge. Da? Deja eu sunt mare, cum adică mă pupă mama? Deci trebuie să acceptăm. Mulțumim mult pentru aceste recomandări. Așadar, să petrecem cât mai mult timp în aer liber. Ne revedem și mâine dimineață. Sănătate multă!